Aici sunt eu. Aici sunt cu tata și bunicul. Aici sunt cu tata la Tulcea. Tot cu tata. Tot cu tata. Aici sunt cu Nașa, mătușile și... Ei, mai trece ceva să... Ai dat-o pe altceva să-i prindem frâna. Ha? Să-i prindem frâna. Hai, tata, hai lui. Păi spune-mi cum. Ce-ți veni să scrii aia? Mi-a venit o idee. Marina, ai dat-o și tu să o citească cineva, să-ți aprobe. Citești tot tu. Pe cui să o citi? Uite aici. Pe cine, cine mă ascultă să mai vină? Multe persoane. Ce persoane? Uite, hai că citesc. Ok. Odihnește, Doamne, acest suflet chinuit, ce-a lăsat în urmă un trecut umbrit. Am o vârstă destul de fragedă și am privit chestia asta ca pe o pierdere enormă. Pentru alții, alți copii, nu e ceva normal, e poate înțeleg altfel. Sunt persoane care m-au judecat că ce s-au despărțit aia ei, eu aș fi înțeles din prima, nu aș mai fi judecat pe nimeni și mi-aș fi văzut de viață, dar nu este chiar așa, pentru că odată cu plecarea ei au rămas multe datoriri pe care mi le-am însușit eu. Ușor, 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 ușor. Te pipiști, puși, puși, puși. M-a făcut să-mi pierd încrederea în mine și mai mult. M-a făcut să fiu timidă. Să îmi fie frică de răspunsul celorlalți. Să nu am curajul să întreb și să cer ajutor. Să fiu individualistă, dar totodată și egoistă, nu știu. Să mă gândesc la consecințe și la riscul de a pierde persoanele de lângă mine dacă fac un anumit lucru. Totodată chestia asta m-a ajutat. M-a ajutat să nu depind de nimeni. Să mă gândesc de mai multe ori înainte să iau o decizie. Să mă consol cu alte persoane. Eu mă gândesc de cele mai multe ori la fericirea celorlalți decât la fericirea mea. Acum mă simt bine. Mă simt ca și cum așa m-am născut. Doar cu tata și cu fratele meu, bunicii, celelalte rude. Îmi place viața mea.
aș schimba mai multe la ea, dar momentan o trăiesc prezentul, adică contribui la viitorul meu. Am fost și la psiholog și acea doamnă minunată m-a învățat destul de multe lucruri legate de viață și de modul de a aborda o problemă și de a te înțelege cu persoanele altfel. Să mă înțeleg altfel cu familia, să am un stil de viață mai sănătos. Cam atât. Adică m-am acomodat oarecum să filmez acum, dar nu știu, adică sunt un pic așa iar emoționată. Sunt doar eu cu o cameră, dar după știu că voi fi văzută de alte persoane. Și sunt așa, mă fac de râs, că cuvintele mele n-au sens.